completează propoziția. Hai să te aud. Cel mai des comentez emisiunea Next Star cu... Mine. Cel care nu se plânge niciodată sau cel mai rar de la Next Star este... Șerban Copoț. Cel mai tare râd la glumele făcute de... Ștefan Bănică. Cel mai vorbăreț sau guralit din echipă este... Mai are rost să zic? Cred că Loredana, fraierită. Cel mai emotiv sau ușor impresionabil dintre voi este? Tot Loredana. Cel care se supără cel mai ușor este? Nu cred că avem, dar dacă ar trebui să spunem, ar fi Ștefan. De obicei, sunt pe aceeași lungime de undă la jurizare cu? Niciunul dintre ei, pentru că sunt prea emoționați și se lasă ușor pradă ochișorilor copiilor. Cel mai tare lucru de la filmările Next Star este? Emoția copiilor. Loredanei, nu-i place să-i spui că? Cred că nu-i place să-i spui Lori. Și atât. Asta mi se pare, dar nu-mi dau seama. I-am zis odată și mi s-a părut să uitat așa, like, ok, isn't that your name? I know. Ștefan Bănică. Intervii asupra principiilor lui. Dorian Popa se amuză cel mai tare când? Ștefan și Loredana, de fapt Loredana și Ștefan își doresc să dea nu, dar nu prea pot din cauza sufletului. Dan Negru cere tot timpul? Să fim conciși. Iar Șerban Popoț spune tot timpul? Că părinții frâng inima.